Mesajul emoționant al unei mame pentru fiica sa a făcut înconjurul lumii. Fiecare pas al unei copile este îndrumat de cea care i-a dat viață, așa cum știe mai bine. O tânără mămică a dorit să-i scrie neapărat câteva rânduri, celei care i-a dat un nou motiv să trăiască. Rândurile scrise din inimă sunt o adevărată lecție de viață. Draga mea copilă, nu-ți cere scuze pentru că ești o mare povară pentru unii. Nu ești o povară. Ești o persoană cu gânduri și sentimente care merită respectate. Nu inventa motive când nu vrei să te întâlnești cu cineva. Nu datorezi nimănui nicio explicație. Un simplu mulțumesc, dar nu. Ar trebui să fie suficient. Nu te gândi la ce mănânci în fața oamenilor. Dacă ți-e foame, mănâncă. Mănâncă ce vrei tu. Dacă vrei pizza, nu-ți lua o salată pentru că se uită oamenii strâmb la tine. Comandă-ți pizza aia. Nu-ți lăsa părul lung doar ca să faci pe cineva fericit. Nu purta rochii dacă nu vrei. Nu sta în casă doar pentru că nu ai cu cine să ieși. Ești singură. Experimentează lucruri singură și fă-o doar pentru tine. Nu-ți înghiți lacrimile. Plânsul înseamnă că simți ceva și trebuie să te descarci. Nu este o slăbiciune. Asta înseamnă să fii om. Nu zâmbi pentru că ți-a zis cineva să faci asta. Nu te teme să râzi la propriile tale glume. Nu spune da din politețe. Învață să spui nu pentru că e viața ta. Nu-ți ascunde părerile. Spune tare și răspicat ce ai de spus. Trebuie să te faci auzită. Nu-ți cere scuze pentru ceea ce ești. Fii curajoasă, îndrăzneață și frumoasă. Fii tu și nu-ți cere scuze pentru asta. Fii tu fără regrete. Cu iubire. Mama, pentru mai multe clipuri asemănătoare, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.